Salut! Acum că știi ce înseamnă VRAM sau VideoRAM, dacă nu știi, ai aici un scurt video care îți explică despre ce este vorba. De câtă memorie video avem nevoie? Pentru a ușura subiectul, ne vom referi strict la gaming. Nu ne vom atinge de aplicațiile de editare video sau foto. În primul rând, trebuie să ai grijă să nu cazi pradă marketingului sau unei etichete sclipitoare de pe ambalajul unei plăci video. Cantitatea de memorie video a unei plăci video este importantă, dar nu este singurul element care determină performanța acelei plăci video. Trebuie să ținem cont de performanța chipului grafic și de performanța plăcii video pe ansamblu într-un benchmark, preferabil într-unul din jocurile pe care vrem să-l jucăm cu aceasta. Astfel, un GT730 cu 4 GB DDR3 nu va fi nici pe de-aproape la fel de performantă ca un GTX 1050 Ti, tot cu 4 GB, dar GDDR5. Și dacă ar avea GDDR3, probabil GTX-ul va fi mult mai rapid. Acum că am rezolvat această problemă, de cât RAM avem nevoie? Principalii factori, pe lângă tipul jocului și modul în care este construit acesta, principalii factori care îți afectează cantitatea de memorie folosită atunci când faci gaming ar fi rezoluția și dacă folosești sau nu anti-aliasing. Apropo, ai un video despre asta aici. Acești doi factori afectează destul de mult cantitatea necesară pentru a procesa acel joc. Astfel, pentru a avea un scenariu ideal, pentru a putea rula cele mai noi jocuri pe o rezoluție de Full HD la Ultra, cantitatea de VRAM necesară ar fi aproximativ 4 GB. Pentru a juca aceleași jocuri la detalii maxime, dar pe 4K, am avea nevoie de aproximativ 6 GB de RAM video. Astfel, diferența e destul de mare și la preț și la performanța necesară. Clar că avem nevoie și de un chip grafic pe măsură, nu ajunge să avem doar cantitatea respectivă de memorie video. N-am luat în calcul anti-aliasing-ul și cât de puternic l-ai aplicat, 2x, 4x, 6x, când am gândit aceste cifre și când le-am obținut din testele noastre. Dar în esență, dacă vrei să rulezi ultimele titluri cu anti-aliasing-ul dat la maxim și pe ultra, mai mult ca sigur, cel puțin pe 4K este garantat, vei avea nevoie de o placă video cu 8 GB RAM. Dacă acest video te-a ajutat să înțelegi care-i treaba cu gaming-ul și memoria video, dă-ne un like, dă-ne un subscribe și lasă-ne un comentariu mai jos cu ce astfel de videouri mai vrei să vezi pe viitor ca să te ajute atunci când îți cumperi o componentă sau un PC nou. Salut!